Bună seara, ascultați RFI, emisiunea se cheamă Punerea pe gânduri. În studio vă urează bun găsit ca în fiecare seară de joi, Laurențiu Colintinianu. Astăzi, în studio, sunt outnumbered într-un hal fără de hal. Suntem trei la 1 pe falia diviziunii sexelor, în sensul că am onoarea să le spun bună seara Stelei Giurgianu de la Dilema Veche, bună, bună seara, seara. Mulțumesc că ești din nou alături de noi. Și Oana Sandu și Ana Maria Ciobanu de la Decât o revistă. Bună, bună seara. seara, mersi că sunteți alături de noi. Toate bună trei. Dominați numeric, la tema al cărei titlu este săptămâna aceasta: Până când violența ne va despărți. Sigur, cuvântul de început îi aparține Stelei, pentru că ea a coordonat dosarul împreună cu voi două. Nu vreau să vă subminez rolul, de fapt, majoritatea textelor sunt semnate de voi două. Dar, Stela, cei cu tema, sincer, suntem în post-campanie, avem un președinte ales. Când ne desparte violența, și de cine pe cine. Bună seara încă o dată. Um, am ales această temă și mai ales acum pentru că pe 25 noiembrie a fost ziua um, internațională contra, internațională domestice. Da. Un eveniment pe care ar trebui să-l să ținem minte pentru că violența domestică este încă o realitate atât în România cât și în lume și alături de colegele mele am hotărât să facem acest dosar. Ce elegant a pasat <laughs> la vorba. Le dau lor cuvântul pentru că, după cum ai spus, ele au alcătuit acest dosar, au cules povești, au scris despre ce se întâmplă în România. Um, ziua internațională împotriva violenței domestice a fost alaltă ieri. Uh. Nu prea s-a vorbit, nu prea s-a mediatizat. Sigur că s-a văzut pe rețelele de socializare puțin, au fost destul de puține articole în presă, vremurile mă rog, duc către alte subiecte dar asta nu e neapărat corect de unde a pornit ideea dosarului Oana Sandu pentru că știu, privilegiat fiind să aflu înainte ce publică Dilema ea este rezultatul unui proiect pe care voi l-ați desfășurat la decât o revistă și ați lucrat destul de mult la el, dar te las pe tine să povestești te rog. sigur, mulțumim de invitație și mulțumim și Dilemei că ne-a ajutat să aducem proiectul nostru toată lumea din familia noastră în, în paginile paginile Dilemei eu și Ana Maria Ciobanu, colega mea de la Decutorevista, revista, am pornit în aprilie să documentăm subiectul ar de violență în familie, <coughs> pentru că am aplicat în perioada aceea la o bursă organizată de fundația Friends for Friends și și Avon pe de a documenta pe, pe subiectul ăsta. Și ne-am dorit foarte mult să fie un pic uh, mai mult și ceva diferit uh, de un text pe care de obicei ca reporter îl scriem, găsim un subiect, găsim un personaj, uh, documentăm, petrecem timp pe lângă, pe lângă personajul respectiv și spunem și spunem povestea. Și am vrut să fie altceva din două perspective: să putem să creăm un proiect, și s-a dovedit a fi un, un site cu mini-reportaje care să încerce să explice nuanțele subiectului și nuanțele acestei teme sociale. Nu este vorba doar de violență fizică, este vorba și de violență emoțională, de violență economică, de violență verbală. Toate acestea înglobează tema majoră de violență în familie. Pe de altă parte, pentru noi ca reporter, a fost extrem de interesant pentru că ne-a provocat proiectul ăsta să găsi, nu doar să găsim oamenii care să vrea să spună poveștile, ci și să găsim voluntari care să ne ajute să creionăm un site de la oameni care au lucrat la ilustrații până la layout și, și până la cei care ne-au ajutat să, să și până la cel care ne-au ajutat să editeze aceste texte. Proiectul se numește Toată lumea din familia noastră poate fi uh, văzut pe violența.puncte.cat Conține 14 uh, reportaje despre femei care au fost abuzate și care au ieșit din relațiile abuzive, despre copii care își spun adulți fiind cum a fost să fie loviți de, de mamă sau de, sau de tata poveștea la resistenților sociale care ajută oamenii să iasă din relații abuzive ale unui poli, a unui polițist care spune că puterile sale sunt limitate și se întreabă care este puterea lui ca profesionist când ca, ca om nu reușește să-și convingă sora să iasă dintr-o relație abuzivă Cam despre asta e vorba. Ana Maria Ciobanu, încearcă să-ți imaginezi un, un role play în momentul acesta și să zicem că eu aș avea puterea să decid dacă tu faci acest subiect sau nu. Să zicem doar nu am. Dar violența domestică s-a mediatizat, într-o formă sau alta, mult în această țară. Care este diferența între ce ați făcut voi și restul manifestărilor media sau reflexiilor media asupra acestui subiect? Mă bucur că mă întrebe asta și am senzația că l-aud pe Cristian Lupșa, pe editorul nostru care ne-a pus aceeași întrebare în redacție. Vezi, ok, vrem cunosc, să. Vezi dacă îl cunosc, asta e problema. Vrem violență în familie, vrem să schimbăm despre violență domestică. Înțeleg din cifrele pe care mi le-ați prezentat că e o problemă gravă, că da, odată la trei zile cineva își pierde viața în România ca urmare a violenței în familie, că da, odată la 30 de secunde se pare o femeie este abuzată, fie fizic, fie verbal. Dar ce mi-aduci mie în plus? Văd asta în fiecare zi la știri. Văd titlurile din ziare, crimă pasională, a ucis-o din dragoste. Văd că oamenii care au această problemă n-au nicio legătură cu mine, care nu consum alcool, n-am avut în familie așa ceva, nu mi-am lovit niciodată iubita. De ce aș citi despre așa ceva? Și asta a fost pariul pe care eu și Oana am încercat să-l câștigăm, convingându-l că e important să vorbim despre asta altfel, pentru că știam din predocumentare și din discuțiile cu oameni care s-au confruntat cu această problemă, că nu are legătură cu clasa socială, cu mediul urban sau rural, cu pregătirea profesională sau educațională. Știam că sunt profesori universitari care își lovesc soțiile, că sunt mame cu poziții înalte în societate care își lovesc copiii, că nu ține neapărat de educație și provocarea era să arătăm că ne privește pe fiecare dintre noi și că fiecare dintre noi cunoaștem pe cineva care a avut această problemă. De ce? De ce ne privește pe fiecare dintre noi? Cu mâna pe inimă îți spun că jur că nu cunosc pe nimeni care să fi trecut prin așa ceva. Poate nu știi <laughs> Bine, poate Probabil nu știu. că nu știi că okay. cineva a cunoscut da. okay. To e... the best of my knowledge <laughs> okay. Da? Ne privește pe fiecare dintre noi, o să, o să încep cu o statistică ca să fie cât mai. Cam 25% dintre femeile care au astfel de problemă depun plângere la poliție. Și apoi 50% din aceste 25% își retrag plângerea. Și cele mai multe motive care le determină să aibă un astfel de comportament sunt rușinea, teama de a fi condamnate. Și cu cât fiecare dintre noi, necunoscând fenomenul și neștiind că ne privește, și că e cumva o problemă dacă colega de serviciu pare că e abuzată emoțional sau își ascunde vânătăile într-un fel sau altul sau că de la vecini se aude scandal dacă noi nu reacționăm în niciun fel cel puțin oferindu-ne avutorul și încercând să ascultăm sau semnalând că am înțeles că e o problemă oamenii ăștia nu vor ieși la suprafață și statistica o să rămână asta tristă că nu cerem avutorul pentru că avem senzația că pe nimeni nu interesează Deci problema Oana Sandu ar fi stigmatizarea Stigmatizarea um. și uh, dacă e să vorbim despre statistici, e bine să spunem și că violența în familie uh, nu înseamnă doar violența asupra femeilor sau violența între parteneri, înseamnă și violența asupra copiilor. 63% dintre părinți, potrivit în unui studiu al salvați copiii, și își bat frecvent copiii atunci când ei nu fac ceea ce părinții le spun să facă. Și tot din studiul respectiv, cea mai des utilizată unealtă este lingura de lemn în această țară. Și 20% dintre, dintre ei, cred că fac, dintre părinții care fac asta, cred că așa este bine, dar restul simt niște sentimente de frustrare și de rușine și de neputință cu care nu știu să lupte până la urmă. Și noi de asta am crezut că e extrem de important, fiindcă niște povești despre copii care au fost abuzați sau despre părinți care încearcă să meargă mai departe cu, cu vina sau cu background-ul ăsta, ajută să uh, înțelegem sau să ne gândim și noi ca oameni, ca cetățeni, ca profesioniști despre cum ne construim relațiile, cum ne construim familiile până la urmă și ce decizii luăm la un moment dat sau altul. La care sunt miturile, ca să parafrazez discuția noastră, pe care oamenii nu o aud, pentru că ea n-a fost înregistrată înainte de emisiune? Care sunt miturile legate de violența domestică, cu precădere cele legate de femei? Da, tocmai aici eu vrem să-ți contracarez întrebarea de ce ar trebui tu să știi, să afli despre aceste lucruri, pentru că bine, tu nu cunoști bine. pe. Stai, stai că vreau să fac o, o, un manual de utilizare al acestei emisiuni. Eu fac pe prost un emisiune asta, pentru că nu pot să fiu de acord no, cu voi este, pe o fac. Este o atitudine pe care foarte mulți spun, nu cunosc uh, cazuri, ok, înțeleg că există, dar până la urmă nu, nu este în apropierea mea. Uh, e foarte important să cunoaștem câteva mituri legate despre violența în familie. Unul la mână este aruncarea unui blam asupra victimei și nu asupra agresorului foarte mulți, inclusiv doctori, medici cu care am vorbit în alte rânduri, spuneau, domnule, și place. Au, vin la uh, spital bătute, le spunem că se pot duce la post, le dăm toate informațiile necesare și ele continuă să se întoarcă într-o relație abuzivă, revin pe urmă la spital, uh, mai ales și victimele uh, găsesc scuze agresorilor. Și aici este o altă problemă și un alt mit. Se cred că despre sine că instigă agresorul la violență una la mână. Doi la mână este exact ce spune colega mea, Ana Maria. Uh, avem, uh, avem parte de această mentalitate că violența în familie Apare doar în medii sociale lipsite de educație, pentru că dacă un om este educat, își poate educa și emoțiile și pornirile, pornirile agresive. Ori agresivitatea nu ține neapărat de educație. Acestea sunt câteva dintre mituri și printr-un proces jurnalistic mai amplu, exact cum au făcut colegele mele de la Dector Revista, se atrage atenția într-un mod absolut onest și necosmetizat asupra acestui flagel. Pot să-i spun flagel. Da, gândindu-mă la, la ce spuneai tu, Stella, apropo de victimele de fapt provoacă agresorii, voi, voi ca femei sunteți afectate în direcția asta și de, de treaba aia cu să nu porți fustă scurtă, că dacă porți fustă scurtă e legitim eventual să te violeze unul doamne ferește pe stradă. Au existat și marșuri în lumea civilizată, parcă se chemau short skirt marches, în care femeile ziceau, n, n am dreptul totuși să mă îmbrac cum doresc, asta nu înseamnă că trebuie să fiu agresată pe stradă într-un fel sau altul. Dar Totuși, uh, și legat de întâmplarea cu, cu doctorul care îți spunea, ce îți spunea, uh, e întrebarea clasică, uh, domne, bine, ok, a fost femeia bătută, îmi pare rău că o spun atât de brutal, dar asta se întâmplă, o femeie a fost bătută de bărbatul ei sau, mă rog, în ce relație o fi ei, uh, de ce nu pleacă? Este o întrebare care se pune, prima, ți-a fost adresată ție, Oana Sandu și de studenții tăi de la facultate, ce face ea de mai sta acolo? Da, ne-a fost adresată în câteva evenimente pe care le-am avut povestindu-le studenților despre proiectul nostru. Sunt mai, multe, sunt mai multe motive la care putem să ne, să ne gândim odată ce. Uh, Privim fiecare caz în parte până la urmă. Și uh, pornind de la faptul că acele femei ajung să trăiască în niște relații uh, în care sunt abuzate nu doar fizic, ci și emoțional, spunându-le con constant că nu sunt bune de nimic și că își merită lucrurile care li se întâmplă. Până la uh, situații de dependență economică, nu au cum să-și crească copii, nu au o casă, nu au un adăpost unde să se ducă, ok, te poți poți cere ajutorul unei organizații și te poți duce într-un adăpost, dar și acolo uh, beneficiile sunt limitate, nu poți să stai mai mult de trei luni sau mai mult de șase luni. Și cred că fiecare, fiecare caz trebuie, trebuie luat, luat în, în parte. Știi care e diferența? Mă gândeam în timp ce răspundeai tu că întrebarea aceasta cu de ce nu pleacă apare mult mai des și cu, să spun, o oarecare doză de, poate chiar nervi din partea celui care o adresează, fiind vorba despre adulți și nu despre copii. La un copil de 3, da. 4, 5, 6 ani unde vrei să se ducă? Probabil că nici se gândește la așa ceva, dar atunci când vine vorba de un adult e foarte greu de înțeles din perspectiva cuiva de afară Uh, cam ce ține femeia respectivă sau bărbatul, că vor mai fi fost și cazuri inverse Sigur. în, în uh, relația respectivă. Uh, dincolo de, de această, să spunem, captivitate, uh, și în afară de violența fizică, Ana Maria Ciobanu, care mai sunt celelalte aspecte uh, ale, ale violenței domestice pe care voi le-ați documentat și cam cum se manifestă ele? Firește că răspunsul o să depindă de la caz la caz, Oana nu, e clar, da. mai devreme de situația în care ești dependent economic sau dacă ne gândim la Mirela despre care noi am scris care era într-un sat uitat de lume e foarte greu să îți imaginezi că există servicii pentru tine, dar rutina în care o victimă a violenței în familie trăiește are foarte mare legătură cu decizia ei de a nu pleca adică... când în fiecare zi Uh, ești acasă și încerci să faci totul la fel, în așa fel încât omul cu care trăiești în casă să nu îi izbucnească. Că n-ai călcat cămașa așa așa cum ți-a spus o calci, că mâncarea nu are același gust ca ieri, nu te mai gândești la viitor, nu mai ai abilitatea de a planifica pe termen lung. Toată gândirea ta e concentrată pe a supraviețui azi, pe a păstra o atmosferă în care nu o vei mai păți din nou. Firește că asta se întâmplă în timp, în ani probabil de abuz psihologic și emoțional, dar se schimbă și mecanismul de gândire. Iar când întrebăm de ce nu pleacă, e firesc să facem asta dacă n-am trăit într-o astfel de situație, pentru că nu poți să să-ți imaginezi cum să reacționezi așa, cum să te lovească cineva în fiecare zi, să-ți vorbească urât și să nu ieși pe ușă, chit că o să fie o persoană fără adăpost, să nu mai stai acolo. Găs apoi o soluție. Dar gândirea unei victime împrumută ceea ce agresorul îi imprimă zi de zi, zi de zi și atunci ea începe să gândească cu ceea ce i s-a spus ea sau el Să nu firește Doar undeva spre 10% cel puțin în România Sunt bărbații agresați de, de wow, femei Așa mulți? <laughs> Depinde de și în lume cam, cam tot așa Dar asta nu înseamnă că e bă, e, la fel de, e la fel de dramatic Și mecanismul psihologic E același, chiar dacă stigmatul Pentru un bărbat abuzat o să fie mai mare Din partea societății pentru că așa am învățat De-a lungul timpului este vorba și despre o dependență psihică, adică nu neapărat o dependență economică. Ce se Poate întâmplă fi când și este... dependență psihică și dependență economică, exact. Mai contează și uh, în, ce, uh, uh, în ce cultură a familiei am trăit noi până la urmă. Cu siguranță Femei care sunt de vârsta mamelor noastre sau, sau chiar și, și mai tinere, încearcă, cel puțin la început, să păstreze familia, să spunem așa. Mai bine stau pentru copii, ca copiii să trăiască într-o familie și abia pe parcurs, după mai multe încercări și mai multe nereușite, poate ajung să, să se gândească la, la o schimbare. Dar până să să ajungi la, la schimbare, treci prin ceea ce și Ana Maria spunea, prin dependența asta emoțională și prin rutina de fiecare zi. Încă Eu... cred că multe, -mă, multe cred că se vor schimba. Există și ideea asta. Nu accepti că cineva nu o să se schimbe, că cineva care poate în primii doi ani de relație a fost ok, dintr-o dată pare un monstru și crezi că tu vei putea să schimbi ceva, ceea ce e destul de greu de realizat, probabil imposibil. Mă gândeam, uh, noi am putea să recunoaștem niște tipare ale violenței, dar există oameni angajați într-o relație abuzivă care recunosc tiparele, adică probabil că ei nici nu-și dau seama că, de fapt, este un abuz. Și aici mă refer mai ales la abuzul psihic. Cred că într-unul dintre cazuri e vorba de um, povestea Elenei pe care o găsit și pe, și pe site. Elena abia după vreo 10 ani a început să recunoască mecanismul psihologic prin care era controlată. Mi-a spus că am trăit ca într-un cub mi se părea că n-am nicio ieșire și am crezut tot ce mi-au spus și el și mama lui, că eu nu sunt bună de nimic pentru că am 8 clase, pentru că sunt romă, pentru că nu mă descurc, pentru că nimeni nu o să mă bage în seamă și am crezut asta și abia după vreo 10 ani când s-a hotărât să facă o schimbare, a început să observe Uh, Suișurile și coborâșurile relației. Se vadă că după o bătaie foarte cruntă venea faza de lună de miere, în care totul era ok și el jura că lucrurile se vor schimba și uh, se purta foarte frumos câteva zile. Apoi violența apărea și mai, și mai puternică și a observat de-a lungul, de lungul unui an tiparul acesta și a învățat cumva să, să circule prin el, dar l-a văzut foarte greu. Depinde de, de situație și de cât de puternic e ce, ce ți se întâmplă. Dacă începe printr-un lucru banal, cum ar fi, dăm telefonul să văd cu cine ai vorbit, ceea ce se întâmplă în, în cuplurile de liceeni de obicei, nu te gândești că e ceva atât de dramatică, iubitul tău din clasa 10-a vrea să vadă cu cine ai schimbat un SMS. Dar chestia asta în timp poate să ajungă la un control grav și tu să nu mai ai voie să ai prieteni, de exemplu fata, băiat, nu contează, e la fel de valabil. La adolescenți cel puțin e bidirecțional. Bine, la adolescenți între noi fie vorba întregul proces a gândirii e afectat de niște evoluții naturale, da. corporale, fizice și hormonale. Dacă mi-aduc aminte de clasa 10 -a, nu e bine. <laughs> Dar vreau să vă întreb și încep cu tine, Oana, dacă există o diferență în gradul de acceptare în societate mă refer, apropo de violența față de copii și violența față de adulți. Uh, trăiesc eu personal cu impresia că ești mult mai condamnabil de către societate dacă ți-ai bătut partenerul de viață adult versus dacă uh, ți-ai bătut copilul. Uh, da, e posibil să fie așa pentru că mulți dintre părinți cred că o palmă nu înseamnă de fapt, o palmă la fund nu înseamnă de fapt bătaie și asta. Hence my follow-up. Și asta unde arată tragi linia? Și, unde tragi linia la violență atunci când vine vorba de un copil? Și asta arată și studiile. Eu cred că linia trebuie să o tracem direct la violență la direct și la zero, adică. da, la zero. Nu cred că ar fi potrivit pentru pentru noi să să spunem că ok, o palmă la fund nu înseamnă violență sau nu înseamnă că îți dai, îți lovești copilul extrem de, extrem de violent. Noi am reușit să scriem niște mărturisiri ale unor fiice care acum sunt adulte și care au fost lovite una de mama ei și o alta de, de tatăl ei și lucrurile pe care le-am găsit amintindu-și ele de ceea ce au pățit, au fost incredibile pentru că a trebuit, cel puțin în cazul lui N despre care am scris eu, a trebuit să treacă prin ani de terapie ca să poată să și revină după aproape 14 ani de lovituri crunte dat cu capul de chiuvetă și Loviturii în momente absolut imprevizibile, de genul: de ce nu ai cumpărat pâine? Uh, și efectele sunt mult mai grave și mult mai importante atunci când tu, ca fost copil care ai fost abuzat fizic și emoțional de, de unul dintre părinți sau de, de părinți, ajungi să-ți construiești o familie și devii la rândul tău părinte, pentru că te întrebi dacă vei fi la fel, te întrebi cum cum vei, cum, cum poți să încerci și să, să reușești să devii Complet diferit de, de părintele care te-a abuzat. Și e o luptă pe care o duci de cele mai multe ori, dacă-ți permiți, prin, prin terapie sau pe care o duci, o, o duci pur și simplu singur sau cu ajutorul familiei care ți-a rămas alături. Stela am vorbit cu niște persoane cărora nu pot să le dau numele, fix pe același subiect uh, și îmi spuneau așa, uh, adulți în ziua de azi la momentul vorbirii, adică uh, ce da, ei mei m-au bătut, da, ei mei m-au bătut până pe la 19-20 de ani, uh, vorbim despre femei uh, și da, n-a fost ok. Pe de altă parte, nu pot să-i condamn pentru că te traduc direct din engleză pentru că nu -mi vine în momentul acesta altfel uh, nu știau mai bine uh, da, și nu pot să-i condamn da, nu, e, nu e ok ce mi-au făcut dar pe de altă parte eu nu pot să-i condamn asta spune copilul, copilul da, abuzat dar, nu, copilul este, devenit adult aici un mecanism psihologic nu mă pricep dar mi se pare destul de evident părintele este părinte când tu îți revii totuși ții să ai o anumită imagine duioasă față de părinte și în cazurile de față nu poți să fii duios, dar măcar poți să spui, îi înțeleg că dacă nu așa a fost, așa a fost să educația lor, asta este. Dar revin la această mentalitate cu bătaia vis-a-vis -vis de copii. Există multe zicale printre care și când vezi un adult care e mai răsfățat sau nu știu ce este acea vorbă, nu a fost bătut la timp. Da, da. Mai există și ala. Eu te-am făcut, eu te omor. Bătaia ruptă Rupte din rai. Din rai. Mm -hmm. Și altele. Și asta contează nu doar la nivel declarativ sau de mentalitate, dar și în aplicarea legii. Avem acest articol pe care tot de la colegii mei îl avem. Despre aplicarea legii în România, care este foarte influențată de mentalități, de prejudecăți. Polițiștii spun, asta e, a fost o palmă, hai că vă împăcați, nu, nu trebuie să mergeți mai departe. Judecători care nu mașează foarte mult pe litera legii, pentru că o palmă nu înseamnă nimic. Deci influențează mult mai mult decât o mentalitate de grup restrâns. O să țin minte asta. De fapt, nu, întreb acum. Compar merecupere. E foarte adevărat ce fac, ce urmează să fac, e să compar merecupere. Dar, zilele trecute citeam o știre unde polițiștii nemți, sindicatul polițiștilor nemți, s-a plâns și a făcut un memoriu oficial către Ministerul de Interne, spunând așa. Ne trimiteți în medie de 8.000 de ori pe an să luăm, să, mă rog, anchetăm niște cazuri în care prindem niște tineri cu un joint de marijuana în buzunar. Și noi ne ducem și facem actele și cheltuim bani, pentru că totul se cuantifică în bani, chiar și timpul consumat, și la sfârșit nu se dă nicio condamnare, pentru că oricum e penibil să îi dai o condamnare. E justificată atitudinea asta cu hai că o palmă, n-a fost, poate vă împăcați, poate vă reveniți, sau nu e justificată? Din punctul nostru de vedere, nu. O, o palmă la un moment dat poate să însemne altceva mai târziu. De exemplu, una dintre. Iartă-mă că te întrerup. Poate într-adevăr să însemne altceva mai târziu, dar legea se aplică la ce ai făcut, nu la ce s-ar putea să ajungi să faci vreodată. Acum sunt avocatul diavolului și mă pun de partea cealaltă, dar nu pot să condam pe cineva pentru ceea ce s-ar putea să facă la un moment dat, dacă lucrurile o duc într-adevăr în direcția care este dovedită statistic. Și asta e adevărat. Dar ce mă fac? Cum îl pedepsesc? Cum îl, cum îl sancționez? Ce-i fac? Îi dau mustrare? Îl trag de ureche? Îi dau eu o palmă la rândul meu că poate-și revine? Ce, ce se întâmplă și ce ar trebui să se întâmple după voi în cazuri din acestea, cu scuzele de rigoare că nu vreau să le, să le reduc din importanță minore. Din punctul ăsta de vedere, pe de-o parte, polițiștii români spun uneori că e o întreagă problemă să faci un dosar pentru lovire, cum ar fi o palmă, cum, cum bine spui, când femeile își vor retrage plângerile, se vor răzgândi, vor veni și vor spune nu mai vreau, m-am răzgândit, ne împăcăm, apoi iarăși o să vină și iarăși o să se întâmple și sunt lucruri care se tergiversează la nesfârșit. Pe de altă parte, dacă am avea niște servicii mult mai consistente pentru agresori, dincolo de a condamna, pentru că firește că închisoarea probabil e cea mai, cea mai nepotrivită soluție pentru un om care și-a lovit odată partenera sau partenerul, pentru că ce o să se întâmple într-un sistem de, uh, privativ de libertate? O să devină și mai agresiv, o să iasă de acolo mult mai înrăit, nu cred că îi faci un bine. O amendă penală, iarăși nu știu dacă îi faci un bine, mai ales dacă are probleme economice, o să-i agraveze situația în care se află și lucrurile vor degenera. Consilierea agresorilor în România, din câte am reușit noi să aflăm, e un subiect... Încă în gătă, încă bine. trist. Avem un centru de consiliere agresor, de exemplu, în București, dar în momentul în care uh, o victimă depune plângere pentru lovire și să zicem că nu o să-și o retragă și dosarul o să ajungă la un, judec, la un procuror și o să fie trimis mai departe în instanță și se va decide dacă se întâmplă ceva sau nu, încă nu avem prea multe mecanisme prin care agresorul să fie determinat să meargă la consiliere, să fie obligat să facă ceva care să-l și ajute, nu doar să-l pedepsească pentru că a pune toți agresorii la colț nu o să ne rezolve problema, așa cum am vinovățit victimele că nu pleacă, iarăși nu ne ajută, dar nu poți nici să închizi pe toți și să faci ce, nu prea ai cum. Și pentru, mai ales pentru faptele astea, cum ar fi o palmă sau violență verbală, cred că lucrurile pot fi schimbate dacă s-ar interveni la timp și atunci a, a face plângere și a veni poliția chiar și pentru ceva ce pare minor, cred că e important sau cel puțin noi ca societate să sancționăm asta când suntem martori, să ne semnalăm prezența când cineva vorbește urât cu partenerul sau cu mama sau cu copilul și să-i arătăm că nu e ok, poate cu timpul cel puțin în public nu o să mai fim pasivi. Ceea ce înseamnă că poate ar trebui să ne gândim mai mult la prevenire înainte, sau să ne gândim și la prevenire înainte de, de a sancționa, și poate asta e un. Ok, un... cum? <laughs> prin demitizarea tuturor prejudecăți, în primul rând, prin prezentarea într-un mod obiectiv a ceea ce înseamnă violența în familie, nu cum face mare parte a presei care aruncă cu titluri. Eu, de telenovela ucisă din dragoste pasiun, crimă cu pasiune, năbădăi da. crimă pasională cam asta sunt. e dragoste cu năbădăi este una dintre preferatele mele între ghilimele iar genul acesta de titluri se reflectă și, și în gândirea tinerilor, că revin la asta într-unul dintre textele din, din Dilema, O să vedeți un articol despre violența la adolescenți și câțiva dintre ei chiar au scris Mi-am lovit iubita din dragoste pentru a nu mai face ce nu trebuie. Era o formă de educație a partenerului pentru că așa au învățat că e din dragoste. Și atunci și foarte mulți profesori, dar și oameni din mediul ONG spun că prevenția ar trebui să înceapă din copilărie și adolescență, în așa fel încât dacă poate acasă, ai avut un model familial sănătos, să-l înveți la școală și relațiile viitoare pe care le vei forma să nu perpetueze să, problema. Să înveți despre asta în, nu știu, cursuri opționale de drepturile omului sau de educație civică. E clar că și uh, statul, așa cum uh, uh, un cuvânt mult prea mare de altfel, dar prin sistemul educațional sau, nu știu, prin campanii de prevenire, spunând lucrurilor pe nume și Arătând până la urmă care sunt uh, efectele oamenilor care au fost abuzați, nu doar femei, nu doar bărbați, nu doar copii, ci arătând toate unghiurile posibile ale, ale violenței în familie. Poate în felul ăsta ar putea să ar putea ca percepția noastră asupra violenței, ca fiind un subiect marginal și care se întâmplă doar în anumite medii, să se schimbe. Voi știți că la școală abia se face educație sexuală. Nu prea se face. Adică mai e mult până departe, cum s-ar spune. Iar până atunci, proverbele de genul cum era unde dă mama crește sau nu mai știu cum, ceva în genul acesta, A, eu își fac, fac, fac eu apariția... Așa, își fac apariția zilnic în, în viața copiilor ceea ce mă aduce înapoi la centrul de care pomenea Ana Maria și vreau să vă întreb cine administrează unicul centru din București unde agresorii pot face terapie. Direcția Generală de Asistență Socială a Municipului București. Și protecția copilului, așa și pe dincolo. Și știe cineva că el există? Um, cât v-a durat pentru voi să aflați că ele există, de exemplu? De aflat am aflat Bine, repede, o fi pentru fi că Google. apare în toate statisticile. Da. E important să bifăm că avem centre de consiliere agresori, ele apar și la nivel național, cel puțin din telefoanele pe care le-am dat eu. Foarte multe nu răspund din țară, nu-mi dau seama dacă mai există sau nu, n-am reușit să găsim pe nimeni din țară. Uh, în București funcționează, dar câte vreme e opțional, e greu de spus. Care sunt efectele pe care le produce, nu e ca și cum cineva e uh, obligat să meargă acolo. Te deci duci e, dacă vrei. E într-un fel, iarăși compar mă recupere, um, um, o să mă gândesc acum că îmi deschid un centru și sper ca pe ușă să, să intre, intre dependentul cineva, de heroină și da. să spună vreau să mă vindec. Cam așa. Este, nu? Unul dintre psihologii care lucrează în direcție, dar nu neapărat în centrul acesta, îmi spunea că e, e foarte greu să-i convingi să, să intre în procesul acesta de terapie. Acum, ce înseamnă de la e foarte greu, și cât de mult efort depun autoritățile. Nu neapărat să-i oblige, ci să-i facă să înțeleagă că ar fi benefic pentru ei, încă nu știm. Noi ne-am dorit, de altfel, un proiect și ne dorim în continuare, fiindcă avem de gând să actualizăm site-ul, să avem un reportaj sau o mărturisire și a unui bărbat care și-a lovit iubita sau, sau soția sau care a abuzat într-un fel. Ceva care altul. apela la serviciile acestui centru, mm. ne-am bucurat foarte mult să putem să înțelegem procesul. Cred, credem că ar fi valoros să să avem și perspectiva asta și ar putea până la urmă să, nu știu, să fie citite și de alți oameni care au trecut prin asta și vor să se schimbe sau încearcă să se schimbe și, și nu reușesc. Sunt în procesul ăsta. Ok. Uh, Stela, ce legi trebuie schimbate în România și cum ar trebui schimbate? Ah, Noi oh. avem legi destul de bune pe hârtie, dar nu funcționează. Mecanismele legii sunt Influențate tocmai de aceste mentalități și prejudecăți. De exemplu, avem ordini de restricție, protecție. de protecție, care poate fi emis de pe o zi pe alta. Se emit în două săptămâni. Deci, tu, ca victimă, te duci și crezi că ai drepturi și începi un proces, dar în timpul ăsta se amână, se tergiversează. E, e un întreg uh, cerc vicios. Iar asta cred că poate să descurajeze și o victimă. Mă duc acolo să cer uh, un ordin de protecție, uh, agresorul va afla până vine, până intră ordinul de protecție în funcțiune, mi-o mai iau o dată și poate și mai rău. Dar lucrurile merg merg spre bine. Ordinul de protecție a fost introdus într-adevăr în 2012 și în primul an durata medie pentru emiterea unuia, cred că a fost de 33, 33. de zile, ceea ce e într-adevăr mult când ești într-o situație de risc și de urgență, dar lucrurile s-au îmbunătățit pe 2013, numărul de cereri a crescut și ceea ce spun și cei, din, și cei din sistem e că dacă instrumentul acesta nu este folosit, nici nu se va îmbunătăți. Practic avem nevoie de practică judiciară ca să vedem ce ar trebui schimbat și îmbunătățit în așa fel încât să fie foarte, foarte util. A fi emis în 24 de ore ar fi ideal și asta cer foarte multe ONG-uri în momentul de față. Se caută o modalitate prin care poliția să poată să emită unul pe loc și ulterior să merge în instanță pentru a obține protecție vreme de șase luni, dacă să rezolvi problema imediată. Și cred că o să se întâmple. Și diferența sau una dintre probleme ar fi, sunt, sunt diverse metode de ajutor pentru femeile care încearcă să iasă din relațiile abuzive. Problema, una dintre probleme este că nu există un sistem integrat. Femeia ajunge la IML, ajunge la spital, ajunge la IML, la poliție de acolo. Știe că trebuie să se ducă într-un adăpost pe care poli polițistul îl propune, sau știe că în curând, peste nu știu, trei ore după ce a depus plângerea și a vorbit cu polițistul, va vor vorbi și cu un psiholog. Deci, chiar imediat după ce. A fost, a fost lovită. Nu se întâmpla așa. Gabriela, femeia despre care am scris și care a reușit să, să plece chiar într-un alt oraș și după ce și-a părăsit soțul, a reușit să obțină un ordin de protecție, a reușit să ajungă într-un adăpost unde a stat trei luni, dar are în continuare probleme de a trăi și de a-și de, de ajuta fetițele până la urmă și are, nu, nu reușește să găsească un job. Primește ajutor de la un ONG pentru o consiliere juridică, dar avocatul pentru că a fost pentru că nu plătește bonificația pe de-a și e o reducere din partea unui ONG, nu se înțelege foarte bine cu ea, adică nu depune toate eforturile să o, să o ajute să treacă prin procesele pe care le are. Din când în când mai face terapie la o direcție de asistente socială din București, mai primește niște bani dintr-o altă parte, dar nu e un sistem integrat. Să știi că ajungi într-un adăpost, că vei beneficia de terapie pe 2 ani. Trebuie tu, ca, ca victimă, deși nu-mi place foarte mult cuvântul ăsta, să depui extrem de multe eforturi și să tragi până la urmă de toate lucrurile care ți se oferă. Cu alte cuvinte, sistemul nu e standardizat în nicio direcție. Că e bine, că e rău, ești la, la cheremul unui, mă rog, oameni. Trebuie să depui foarte de acolo. multe eforturi mm -hmm. și tu ești într-o situație delicată unde energia ta este la minimum. Vreau să vă întreb, revenind foarte pe scurt la Ordinul de Protecție, dacă el se aplică și în cazul abuzurilor non-fizice. Teoretic, el trebuie să se aplice și în caz de amenințare. Există mai multe mai multe Când zone amenințare. care apar acolo, dar de cele mai multe ori în practică ești ți se dă un termen ca să aduci dovezi, se cer înregistrări, se cer numerele de ordine de la plângerile făcute la poliție și în trecut și se cere și certificatul de la e care să dovedească că păi Asta e, dacă n-ai... Adică... Toate astea îngreunează procesul în teorie când a fost introdus instrumentul, înainte să avem, cred că, normele de aplicare ale lui, sper să nu, sper să nu greșesc, era doar ideea că cer protecție pentru diferite motive, inclusiv amenințare, nu doar, nu doar lovituri. Dar în practică cam e nevoie de dovezi. În practică știu că poliția spune, de exemplu, despre stocări care sunt foarte pașnici, așa. adică nu pun mâna pe tine, femeie, dar totuși îți dau viața peste cap când te trezești cu el în fața ușii sau când ai 100 de milioane de mesaje și telefoane, îți dau viața peste cap, asta e clar și dacă tu vrei să faci ceva, ți spune da, da, știi că mai bine ar fi să-l faci să-ți dau o palmă, că s-a rezolvat lucrurile mai repede. Mesajele ajută, dacă le, le, depui la dosar, ajută foarte mult și noi avem o secțiune pe site în care am pus sfaturi pentru cum să obțin ordine protecție și asta e foarte important, să înregistrezi, să păstrezi SMS-uri pentru că sunt importante. Dar ai dreptate, femeia despre care vorbeam mai devreme, ei, unui, un polițist i-a spus încercând să obțină un al doilea ordin de protecție pentru că primea foarte, foarte multe SMS-uri de amenințare și un polițist i-a spus în cele din urmă, să stai liniștită că doar vrea să vă sperie, atâta tot. Iar răspunsul ei a fost, păi da, păi doar vrea să mă sperie Zic și că... reușește, da. asta face, mă sperie. Da, trebuie să concluzionăm. Asta e problema când ai un spațiu de emisie finit și nu te întinzi pe net cam cât ai vrea tu. Uh, trebuie să concluzionăm și o să facem o, o rundă de răspunsuri la aceeași întrebare. Începem cu Stela. Uh, ce are nevoie presa românească să schimbe în căpățâna ei uh, ca să trateze subiectul așa cum merită tratat? Păi e foarte simplu să renunțe la ideea de senzațional. Ok, Ana Maria. Absolut de acord să nu mai perpetueze ideea că violența se întâmplă din dragoste sau că există motive sau vină în povestea asta. Nu există motive sau vină pentru care cineva ar trebui să fie lovit, abuzat verbal, abuzat emoțional. Oana. Iar eu cred că mergând pe teren și cunoscând cât mai mulți oameni care au trecut prin astfel de, de incidente, pot să dărâm ca jurnalist multe dintre miturile despre care am vorbit. Eu mai adaug că mai trebuie să și regăsească și bunul simț, pentru că l-a pierdut în ultima vreme. Uh, Stella Giurgeanu, Ana Maria Ciobanu, Ana Sandu, vă mulțumesc tuturor pentru că ați fost alături de noi. Uh, mulțumim, mulțumim. înregistrarea video a emisiunii, ca să ne și vedeți, va fi de mâine pe YouTube. Reluarea emisiunii este duminică după masă, iar până săptămâna următoare, vândem să cumpărați Dilema Veche, vândem să consultați și site-ul violență.decatorevistă.ro, cumpărați și revista revistă, de altfel, că ea există și în varianta print. Uh, și toate le faceți, mă rog, și pe site-ul site dilema veche și versiunile print le luați cu bani pentru că news flash meseria asta nu se face fără bani, ea trebuie finanțată cumva. Așadar, rămâneți pe gânduri până săptămâna viitoare și ne reauzim la o nouă emisiune.